Bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Nadina Câmpean. Începem cu informații de ultimă oră. 7 oameni au murit și 5 au fost răniți într-un cumplit accident care a avut loc pe drumul național 2 în județul Bacău. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție după impactul extrem de puternic dintre o dubă și un microbuz. Traficul este blocat pe ambele sensuri și la această oră. Iar un elicopter a fost trimis de la Iași pentru a transporta răniții la spital. Ce s-a întâmplat acolo și ce se știe până la această oră despre starea victimelor aflăm de la Rafaelo Varga. Colegul meu este în drum spre locul accidentului. Rafaelo, bună ziua! Bună ziua, bun găsit tuturor! Este o adevărată tragedie în urma acestui accident. Vorbim așadar despre 7 persoane care au decedat, printre care și 2 copii. Avem însă noi informații despre starea răniților. 5, 3 adulți și 2 minori au fost aduși la unitatea de primiri urgențe din Bacău. Știm despre cele 3 persoane adulte că deja au fost internate pe secția de chirurgie cu traumatisme multiple. Unul dintre ei este chiar acum în sala de operație, iar ceilalți 2 au fost din fericire stabilizați și sunt în acest moment conștienți. Pentru copii situația este puțin diferită. Unul de 3 ani este într-o stare mai bună și este internat pe secția de chirurgie pediatrică cu traumatism craniocerebral, adică este lovit la cap, dar ușor, și o contuzie toraco-abdominale. Cel de-al doilea, însă, de 15 ani este într-o stare foarte, foarte gravă. Este internat cu fractură de bazin, ruptură de spină, dar și fractură femur drept. Are și tensiunea foarte ridicată, 4:2. În urma acestui accident, îți spuneam despre faptul că 7 persoane au decedat, printre ei și 2 copii. Accidentul s-a produs pe E85 Bacău Ajut, la ieșirea din localitatea Răcăciuni, în care au fost implicate un autoturism și un microbus, în care se aflau 15 persoane. A fost declanșat planul roșu de intervenție, iar în urma acestui accident, la acest accident, au fost solicitate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, 5 ambulanțe smurdo, o autospecială pentru transport victime multiple și 6 ambulanțe. De asemenea, cum ai spus și tu, a fost solicitat și elicopterul smurd. Traficul în continuare este blocat. Mulțumesc foarte mult, Rafaelo, și în curând vom avea imagini în direct și informații de ultimă oră. Așadar, haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo. Ultimele informații primite sunt de 7 decedați, din păcate, și 5 răniți. Dintre decedați sunt 2 minori și un adult din autoturismul cu care s-a ciocnit microbuzul și 4 adulți din microbuz. Iar răniții sunt 5, 2 minori între ei și care sunt deja la spital. Acolo așteptăm evaluarea. Au fost trimise echipe din 3 județe, deci din Bacău, din Galați, din Vrancea, plus elicopterul care a plecat de la Iași. Persoanele respective erau conștiente, dar asta nu înseamnă să nu se descopere și alte leziuni. Într-un accident în care au fost decese, orice persoană, chiar dacă este conștientă, poate să acopere încă anumite leziuni interne care să se descopere la spital. Din cauza asta nu ne pronunțăm. Este greu să ne pronunțăm. Sigur că sunt foarte grav unii dintre ei. Sunt în investigații. Li se fac investigații radiologice, la computer tomograf, a fost implicată toată echipa de medici de gardă din chirurgie.